Premierul României Ludovic Orban va participa vineri la ceremonia de depunere de coroane la Troița din apropierea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov, cu ocazia comemorării a 32 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987. Este primul prim-ministru de după Revoluție sau chiar din istoria Brașovului, care participă la un astfel de eveniment și primul ministru brașovean care este în fruntea unui guvern al României. Conform președintelui PNL Brașov, Adrian Ioan Veștea, Ludovic Orban va vizita și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov pentru a verifica stadiul lucrărilor de renovare a unității medicale. De asemenea, Adrian Veștea va discuta cu premierul și despre aeroportul internațional Brașov-Ghimbav. Guvernul poate veni și poate sprijini acest obiectiv strategic pentru România și de mare interes pentru noi, pentru brașoveni. Vineri, în prezența premierului, se va semna și contractul de finanțare pentru ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov în valoare de 10.690.000 de lei, sumă ce provine din accesarea de fonduri europene.